Neața Răzvan, neața Dani, doamnelor, domnilor, am ajuns la Inventica 2014. Abia aștept să văd ce s-a mai inventat pentru a ne ușura munca. Sincer să fiu, eu mi-aș fi dorit o clonă. Vă dați seama ce frumos ar fi fost să meargă în locul meu să facă materiale? Ar fi fost perfect! Băi, ești nebun? Ăsta seamănă cu mine, clona mea! Dar așa slab sunt eu, mă? Parcă sunt mai musculos, sau mi se pare? Auză? Nu vrei să te duci tu să faci material în locul meu? Ba da, șeful, nu pentru asta sunt aici. Mă duc. Da? Păi ia, hai, tai-o. Am înțeles. Hai, să trăiți, am plecat. Ce bine e să fii șef. Auzi? Mă duc să nu mă facă naiba de râs, să-mi strice imaginea. Băi, asta e așa, mă. Care ar fi cea mai bună invenție care s-a făcut vreodată? Cea mai bună invenție? Roata. Da? A ajutat atât de mult? Roata? Păi fără ea, se putea? Mie nu-mi place, eu sunt supărat pe ăla care a inventat munca. Asta nu-mi place deloc. Corect. O invenție bună care ne ajută? Calorifer. Bun, caloriferul. Bună treabă. Calculatorul, clar. Vinul. Oh, bun, bun, sunteți pe drumul cel bun. Umbrelă. Regenerare celulară, întinerire în mod natural a celulelor noastre. Uitați-vă la mine, eu am 63 de ani și acum un an eram și cu riduri acolo și acolo și acum dacă vedeți, nu le mai am. Aole, stai puțin că sună foarte interesant. Aveți o cască ce îmi poate citi gândurile? Trebuie, da, trebuie să facem o probă. O să-mi puteți citi gândurile, nu? Da, ți le vom citi și vom vorbi cu șeful tău imediat. Chiar sunt curios să văd ce naiba am în cap. Da, da, gândesc bine, gândesc bine. Ce se întâmplă de fapt cu acest aparat? Acest aparat îți dă un semnal care îți încordează mușchii, stimulează nervul mușchilor. Oh! Păi parcă nu sunteți Marian, Duță Marian? Ba da, clona lui sunt. Semănăm atât de bine? Da, perfect, perfect semănăm. Inventatori, ce aveți? Ce este acolo? Ce aveți? Ceea ce vedeți este, se cheamă lanterna mâini libere. Adică să nu mai țină omul lanterna în mână. Deci, se face întuneric, aprindem lumina și putem să ne descurcăm. Pe munte sau pe unde mergem, prin drumeții sau chiar undeva unde este întuneric. Dacă cumva bate vântul și ne ia șapca din cap, păi atunci avem altă lumină aici și ne descurcăm. Dacă și asta să ni se întâmplă ceva, atunci apelăm la acest rucsac care are faruri, are stop și are și claxon. Am rezolvat problema. Liviu Mirescu, cum mă numesc, inventator sunt. Sunteți cel pe care îl căutam. Vreau să-mi spuneți care este cea mai bună invenție a tuturor timpurilor, care ne ajută pe noi așa foarte mult, o invenție bună. Microfonul cu memorie internă, ca asta care l-aveți în mână. Microfonul ăsta are memorie, eu mai puțin. Nu, memorie internă, se poate gânta, se poate face orice. Invenția asta am făcut-o în două săptămâni. Stau de pe cameră? Deci asta e negativ. Artistul vine doar cu vocea și se poate gânta live. Să alegem, imediat, căutăm și cu voce care să stai și vocea. Dar una mai de viață, mai ritmată, aveți că asta e una mai ritmată. Da, stai să căutăm, căutați una mai ritmată. Să trăiți, domnule, gata, dați-mi drumul acum, gata, da. Pe mine m-ați convins să trăiți. Să dăm Dumnezeu numai bine. Dați-mi mie pe ăsta, luați-mi noastră pe ăsta. Da, da. Hai că vă descurcați. Facem o poză? Iau, să trăiți o zi bună, iau. Domnul mai bine. Pentru Antena 1, pentru Răzvan și Dani, Liviu Minescu vă dorește numai bine și pentru toată România. De pe microfonul cu memorie internă. Bravo, da! Te descurca bine, bravo, bravo! Auzi? Ia tai-o tu ușurel așa, du-te la redacție să vedem dacă te recunosc băieți. Hai, tai-o, să trăiți, am plecat. Bun, s-a descurcat binișor. Auzi? Băi, stai puțin, n-am vorbit de salariu. Dacă vrea să împărțim salariul la doi, n-am făcut nicio treabă. Băi, ia stai puțin așa, mă.